Bună ziua, dragilor, și bun găsit la Antena cu Prof Online. Da, iată că încerc și eu să fac o filmuleț, dar unul foarte scurt, un filmuleț scurt, pentru că foarte multă treabă îi. Așa am tras foarte tare ca să reușesc să ajung să am pregătiți așa biostupii, cum v-am povestit, 3 în 1, cu măcile de anul ăsta, făcut tot exact, pus la punct. Și iată, vreau să vă arăt, am să zic așa, iată cum arată o matcă tristă. De ce? Dragilor, am scos ramele de aici, este atât, ca le vedeți pe jos. 3 sunt aici, una, 2 și a treia. Așa. Ce s-a întâmplat? Deci e vorba de o matcă tânără, valoroasă, puternică, care, mă rog, și-a făcut treaba și acum s-a trezit că e blocat. Și iată cum am zis, o matcă tristă, o matcă necăjită, o matcă supărată, care în bătălia cu Albina a pierdut. Vedeți ce s-a întâmplat? Aici a fost numai puiet până sus. Coronița doar așa o bucățică a fost. Dar când a apărut culesul, platei, lucrurile s-au blocat pe loc. Deci ea s-a văzut depășit. Unde a ieșit Albina, a și băgat în loc Mieri. Unde ești tu să te vadă lumea așa cum mergeai supărat? Mi-a mai mare mila. Credeți-mă, așa mă uitam la ea, biata de ea. Ca și cum a spune, ce rol mai am eu acum? Ce rost mai am? Unde ești, fetiță? Hai ca să te văd. Rama asta te-am văzut eu și o știu. Mergeai așa, spășită și tristă. Da, ia uitați-vă aici. N-o mai hrănesc, ca să nu mai ridici probleme. Da, este tristă, cât se poate de tristă. Deci așa arată o matcă tristă care nu-și mai vede rostul. Merge supărată, oriunde vede, ori și celura căutau. Să dau deoparte așa din fața ei, dar ce folos că ea nu-și mai face treaba, nu are cum să-și facă treaba. Așadar, așa arată o matcă supărată. Deci, dragilor, roiul din primăvara asta, matca, iată ce a putut să facă chestia asta. Acum, eu i-am mai băgat niște rame și am zis, oi, hai că roi fiind, nu îi face tu atâta. Sunt multe, e greu de gestionat când supina mai mare, ajungi mai greu la el. Deci asta a fost o ramă băgată la crescut. Uitați-vă cum în partea de sus și a ocupat-o cu, odată cu creșterea celulilor, cu creșterea făgurelului, o băga și Mieri. I-a lăsat doar aici așa un colț, un pietic mic în bătălie, așa cât a putut și ea. Deci în câteva zile, vreo 2-3 zile în urmă, am pus 2 faguri. Deci ăsta e unul. Și să vă arăt și pe celălalt. Deci cel de-al doilea faguri pus la crescut. A crescut, el a terminat rapid. Și tot așa, i-a lăsat doar un colț. Doar o parte așa. Deci, în rest, totul băgat Mieri. Și pe o parte și pe alta. Știți bine cum fac. Doar așa, asta. În rest, în partea asta, Mieri. N-am să o extrag, am să o vând cu totul. Deci, dragilor, haideți să vă spun ce am de gând să fac. Am să vă propun, cei care luați, veniți să luați de acum biostupii, cât sunt câte 3 făcuți, organizați tot, cu tot cu Mieri, că nu mai am eu nici un chef să mai
scot mierea să vă las vouă. Deci, cei care doresc pot veni și așa cum îi vedeți, încărcați. Ia să vedem, aici a rămas și hrănitorul. Din, vedeam, fiind roișor la început, a fost perioada aceea cu ploi, cu nu știu ce, n-am... Da, ia, roișorule. Ia uitați, dragi jori. Ia uitați ce făguri ăla crescut aici. O, doamne, are 4 kg. Da, cu tot cu făgurelul ăsta, al vostru este. Da, deci așa o putut să fac. Ce pot să-i fac eu acum? Fiindcă am găsit marca. Deci uitați, își începe să căpăcească în partea asta de sus. Așa, cred că am să fac în felul următor. Deci partea asta de sus căpăcește. E hrănitorul acela cu două... Cum vă spuneam, l-am lăsat cu gândul că... Adică l-am lăsat. Cum a fost roiul crescut, mai stimulat, repet, la început, am ajuns în stadiul ăsta. Deci ce trebuie să fac eu aici? Asta de aici e încărcată cu miere. Ia să vedem ca să vedem și voi așa, ce minune este și asta. Deci nu i-au lăsat nimic decât câteva celule au mai rămas jos. Încolo totul e full. Dragilor, cum au fost, ca să observați, deci din colțul ăsta de sus, celulele fiind numai din sistemul ăsta de biostup, celulele fiind numai de albinuțe, a fost până sus. Asta a fost tot o ramă pusă la crescut. Da? A crescut-o perfect, a ieșit un rând de albină și când se mai umat ca mai ouă dacă ai unde. E, imediat o băga miere. Nu mă mai interesează, vă dau cu totul. Deci asta trebuie să... Uitați-vă. Deci este... Clar, începe să căpăcească în partea de sus. Nu a apucat să iasă tot cuietul. Da. Și e lucru extraordinar. Ăștia fiind, nu, cum vă spuneam, 3-in-1 construiți, nu am pus cap. Haideți să vă arăt și zice o figură interesantă care încerc acum la ăsta, la cel care avea în față deja cei doi dezvoltați foarte bine și atunci ce să le fac eu, ce să le fac? Le-am pus un cat și le-am lăsat o fantă, trebuie să vadă și pe asta, că e interesant. Deci folia care acoperea, am lăsat o fantă de capăt de o ramă și ceva, ca să urce albina încălcat în partea asta altă, să poată să pună miere și în partea asta. Asta de aici, că se dezvolta astăzi foarte, foarte puternic. La fel și... Că am călcat pe ramă. Da, Ioane, dacă ne ești neatent. Da. Și la fel am făcut și în partea cealaltă. Ca să vedeți foarte bine, haideți să vă arăt în interior cum lucrează. Deci am să las totuși rama asta, să o las deoparte, un pic camera. Experiment, nu știu cât, cum va merge, apar n-am. Dar cert este că în criză de timp și cu... Deci ce să le fac? Hai să-i bag un cat
profit din, uitați, e crescut acolo, e full de, de jos. Și le-am lăsat în partea asta. Sunt curios și eu, sunt curios foarte tare, foarte curios. Văd că a intrat albina, dacă a intrat însemn că încearcă să, să pună și aici. Da? Deci pe fanta aceea care am spus-o, ei sunt trei, da? Doi în spate, doi în față și unul în spate. Cel din spate ați văzut ce minuni mi-a făcut. Și asta este la ce să le mai fac, ce să le mai fac. Am pus-o în cat, folia am dat-o așa, am făcut o fereastră. Ia-i. Da, o băgată în asta. Deci câte vreme e albină sus, asta e albina din partea asta. Ia să vedem așa. Haideți că e prima dată când fac experimentul ăsta. Da, da, lucrează. Ia uitați-vă, dragi. Deci, își împart catul în două și își fac treaba. Jos sunt cele șase rame, cred că sunt full cu... O băga mie din tăi și jos acolo, trebuie să fie o... Da, peste 10, no, 15 kg de mere pe puțin sunt acolo. 15-20 kg în cele șase rame dacă le-o bucat. Urc așa și în spațiu, sus. Catul, v-am zis că e de asta, l-am văzut cu șase rame, am scos rănitorul acela acum și așa că și experimentul acesta văd cât de rezultat. Deci folia, am întors colțul de la un parte la alta, câte rama de lată și i-am dat drumul ca albina să circule sus și în felul ăsta se bage și aici. Nu, ce, în criză de timp ce se face? Deci, forță de muncă puțină, numai tu cu ideile tale, altcineva să vină, n-ai cu cine, că tu tot timpul tot gândești ba una, ba alta, așa. În sfârșit, și problemele care sunt toate, încercând să le acopăr, iată că doar atât am reușit să vă spun. Am pregătit stupina, nu am de gând să-mi scot mierea, veniți, vă dau cu totul, nu stau pe gânduri, trei în unul pregătiți, cu mierea, cu tot, e cu caturi, cu tot. Adică dacă aici am o singură familie fost în față. Au fost două, una am dus-o în spate și a rămas una singură. Și una singură s-a extins și ce au putut să fac acolo, o să vedeți, e catul plin. Deci catul e plin, plin cu, cu miere. Da. Nici pe ăsta nu scot, dar nu am chef să scot anul ăsta de la miere. Vă dau cu totul, vând că am de gând să mă ocup de altceva și sunt foarte hotărât să faceți voi mai departe lucrarea pe care am propus. Sper să ajung să vă convinc și pe câte cineva să pleci acel proiect cu, cum spuneam, cu 5 biostupi luați. Nu ați vine voi în primăvară, dar iată, eu i-am pregătit acum, cu miere, cu tot. Vă aștept, dragilor. Haideți că trebuie să continui treaba. Mulțumesc frumos, la revedere, vă cu drag, pe curând.